iubiți părinți, iubite mamă. N-aș vrea, în primul rând, să-i rămân dator părintelui Protopop pentru frumoasele cuvinte spuse la adresa mea și mi-aduc aminte că recent citeam într-o carte a unui american despre un obicei la mormântările lor să vorbească pe lângă preot sau pastor și persoane din biserică. Și la un moment dat era vorba despre un tânăr de culoare care murise, preotul și-a rostit predica sa și apoi am mers la o prietenă foarte apropiată din copilărie să spună și ea câteva cuvinte. La care aceasta a spus că decât o coroană frumoasă de trandafir la catafalcul lui, mai degrabă un trandafir în timpul vieții, și decât o sumedenie de cuvinte frumoase când nu mai este, mai degrabă un mulțumesc sau iartă-mă atunci când exista. Îi mulțumesc Părintelui Protopop pentru aceste cuvinte și mă gândesc la experiența de aproape 16 ani pe care am avut-o în Biserica din Dealul Popoului, biserica în care a slujit marele clasic Ion Creangă, în care adeseori venea un academician care era numit și misionar al Bisericii al Mitropoliei Moldovei, domnul profesor sau domnul academician Victor Cireaș, mutat între timp la Domnul. Și acest distins academician ne cerea permisiunea preoților slujitori, în calitatea sa de misionar al Mitropoliei, să predice uneori, la anumite sărbători sau în anumite duminici. Și noi îngăduiam. De fiecare dată când ieșea la predică, distinsul academician întreba: Părinte, ce să spune măriașilor sau ce să spune credincioșilor ca să fie folosiți din copicește? Și îi răspundeam ca să-l încurajez: Domnule academician, puteți să le spuneți ce vreți dumneavoastră, că oricum niciunul nu știe nimic în plus față de ceea ce le spuneți. Iar în momentul în care se întorcea de la predică, vădit emoționat, mă întreba: Părinte profesor, cum am vorbit? Și îi spuneam: Domnul profesor, ați vorbit foarte frumos, ca un bătrân adevărat. Noi preoții nu am fi putut să facem predica dumneavoastră, pentru că el era împotriva telesatanerelor, telenovelelor, cum spunea el, teledemonele. Zic, noi dacă ne-am împăcat preoții să vorbim așa, lumea și-ar pune semne de întrebare. Dar când vă aud pe dumneavoastră, probabil că mulți dintre intelectualii care sunt prezenți în biserică, își vor spune: Domne, orice era și ăsta nebunit la bătrânețe, și o trage acum cu biserica, cu bigotismul, cu religiozitatea. Ori altă parte, probabil că își vor spune: Domnule, Cireaș ăsta academicianul a descoperit piatra filozofală sau adevărul. Acum la maturitate și ar trebui să-i urmăm. Mă rog, când mă întreba cum a vorbit, îi spunea: Domnule profesor, domnule academician, ați vorbit foarte frumos, exact așa cum aveau nevoie credincioși și să audă. Iar el, și aici este de fapt esența povestirii, iar el îmi răspundea totdeauna cu niște cuvinte extraordinare. Îmi spunea: mă vedeți așa, părinte, pentru că mă iubiți. Mă vedeți așa pentru că mă iubiți. Și cred că fiecare dintre noi, dacă ne gândim la această situație, ne dăm seama că atunci când iubim pe cineva, suntem tentați, așa cum a făcut și face Părintele Protopop, să-i atribuim calități pe care s-ar putea să nu le aibă în realitate. Dar și invers, atunci când ne displace cineva, suntem tentați să-i tăgăduim sau să-i negăm calitățile evidente pe care le recunoaște o lume întreagă. De aceea vă mulțumesc, Părinte Protopop, pentru aceste frumoase cuvinte și vă spun că de fiecare dată vin cu mare bucurie în protopopiatul dumneavoastră, cu atât de fiecare dată v-am repetat că și preoții din acest protopopiat sunt preoți aparte. Eu așa vă simt, așa v-am perceput de fiecare dată, ca preoți cu o lucrare misionară și pastorală foarte intensă pe de parte, iar pe de altă parte cu o dorință de îmbunătățire morală permanentă. Atât cât putem și noi, că nu suntem îngeri, dar cu ajutorul lui Dumnezeu sperăm să ne îmbunătățim viața. Tema pe care mi-a propus-o Părintele Protopop despre familie și despre educația copiilor, cred că este o temă extraordinar de potrivită în acest moment. Părintele Protopop menționa deja faptul că Biserica Ortodoxă Română, la recomandarea Sfântului Sinod, a făcut această campanie de adunare de semnături pentru ca, în mod explicit, articolul al 48-lea din Constituție să fie modificat în sensul de a se explica sau a se menționa faptul că familia este unirea dintre un bărbat și o femeie. Eu nu cred că am să vă spun lucruri pe care dumneavoastră nu le știți, ba chiar mă gândeam la început că mulți dintre dumneavoastră
cei care sunteți mai în vârstă decât mine, cei care aveți mai mulți copii decât mine, ați fi putut să spuneți în locul meu acest cuvânt. Ceea ce am să punctez eu mai mult sunt niște lucrări de specialitate, multe dintre ele apărute în mediul occidental, la care poate nu aveți dumneavoastră acces. Însă, cred că fiecare dintre dumneavoastră ați aflat faptul că la sfârșitul lunii iunie anul trecut, în Statele Unite ale Americii, în absolut toate 50 de state, a fost legiferată și recunoscută căsătoria persoanelor de același sex. La câteva zile distanță, atât președintele Americii Obama, cât și presa internațională au salutat această decizie, spunând că este o victorie definitivă a democrației. Așa a fost interpretată. La două săptămâni distanță, un parlamentar suedez a încercat să introducă în Parlamentul European un act normativ. Din fericire, nu a fost nici discutat, sper să nu fie niciodată aprobat, prin care propunea dezincriminarea pedofiliei după aceiași pași pe care i-au făcut homosexualii timp de 17 ani până au ajuns ca aceste căsătorii să fie recunoscute. Manualul de diagnoză al psihiatrilor americani deja tratează pe homosexualitatea ca o simplă orientare sexuală, iar acest parlamentar suedez spunea că dacă o persoană cu un comportament dintre ăsta bizar agresează un minor sau un copil pe stradă, atunci este infracțiune, este perversiune și trebuie pedepsită. Dar dacă îi dă 3 euro sau o ciocolată sau copilul respectiv nu a știut ce înseamnă și a fost cu consimțământul lui, este pur și simplu o orientare sexuală. Ca și cum suntem în fața semaforului, vin din Iași spre Bacău, puteam să iau și prin Păcurari, puteam să iau și prin Copou, tot în Bacău ajungeam, m-am orientat în partea respectivă. Și poate ați văzut că acum 2 săptămâni, nu-i voi mai pronunța numele din rațiuni ușor de înțeles, un membru al Curții Constituționale spunea că pentru noi românii nu ar fi nimic surprinzător dacă noi am legiferat și pedofilia. Cred că ați văzut în presa românească acum 2 săptămâni și spunea că de ce avem această reținere noi față de zoofilie? De ce avem noi această reținere odată ce administrăm un tratament atât de crunt animalelor atunci când le sacrificăm în preajma sărbătorilor pentru consum? Deci de aceea cred că o astfel de conferință în care să subliniem în mod aparte valorile tradiționale, perene, am putea spune, ale familiei, iar pe de altă parte principiile care stau la baza familiei și educației copiilor, din punct de vedere creștin, sunt mai importante decât oricând și așa cum sper să avem prilejul, vom putea observa împreună cât de atrași sunt Sfinții Părinți și în mod deosebit Sfântul Ioan Gură de Aur în principiile sale pedagogice. Punctul de pornire pe care l-am fixat este de fapt o convorbire pe care am avut-o în urmă cu aproape 15 ani, tot la o conferință cam de același gen, însă era cu un public mult mai larg, nu doar cu preoți, și la un moment dat s-a ridicat o tânără picioare și m-a întrebat: Părinte, când începe educația copilului? La naștere? La 7 ani? Sau când? Și i-a răspuns atunci că educația copilului începe, de fapt, la prima întâlnire a părinților, încă din perioada prieteniei. Pentru că atunci când se întâlnesc cei doi parteneri, fiecare dintre ei își propune idealul de viață: eu vreau să avem 3 copii, tu vrei să avem 5, să îmbrăcăm așa, să facă școala respectivă. Deci încă din perioada binecuvântată a prieteniei, deja cei doi parteneri, care vor deveni probabil soți, își propun idealul de viață. De aceea, pentru Biserică și pentru Sfinții Părinți, o perioadă foarte importantă în educarea unui copil, am putea spune că este perioada intrauterină sau perioada de dinainte de naștere. Poate mulți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte că Părintele Arsenie Boca, de multe ori când era vorba despre căsătorie, recomanda ca soții sau partenerii să verifice până la al 4-lea an din ce familie face parte viitoarea soție sau viitorul soț. Gândindu-se la legătura care există între predecesorii noștri și între urmașii acestora. De multe ori m-am gândit și eu la un text important din Sfânta Scriptură, din Deuteronom, în care se spune că voi pedepsi păcatul tău până în al 3-lea sau al 4-lea neam și te voi binecuvânta în vecii vecilor.
Și am căutat explicația Sfinților Părinți, pentru că era în logica Vechiului Testament. Tot Ieremia spune mai departe, la vreo câteva capitole, că această situație era în Vechiul Testament, pentru că în Noul Testament Dumnezeu nu mai pedepsește copiii pentru păcatele părinților. Însă se observă că așa cum se transmite din punct de vedere ereditar, sau se transmit anumite tare, sau anumite slăbiciuni sau vulnerabilități fizice, la fel probabil în genomul sau în structura duhovnicească a omului, acelui copilaș sau a persoanei, se transmit anumite vulnerabilități sau anumite păcate prin seminția din care face parte acesta. De aceea biserica noastră, prin Sfinții Părinți și prin duhovnicii contemporani, care fac numeroase recomandări, sfătuiesc soții să aibă o viață frumoasă, o viață de înfrânare, în care un lucru absolut important îl constituie atmosfera în care soția, soțul și viitorul copil crește. Albert Camus spunea că un om de bun simț nu se dă exemplu personal, nici bun, nici rău. Eu mă dau și bun și rău. Și mi-aduc aminte când copilul cel mare, care este acum student în anul 4 la arhitectură, avea vreo 3 anișori, eram împreună cu soția prin curtea Catedralei Metropolitane de la Iași. În spatele nostru, la vreo câteva zeci de metri, un copil cam de aceeași vârstă, țipa, urla, râgnea, de a avea impresia că este demonizat, nu altceva. La un moment dat, când a ajuns mama acestui copil în dreptul soției mele, îi spune: Doamna preoteasă, se vede că ați avut liniște în perioada sarcinii. Ia uitați-vă ce copil al meu, cum face. Dar numai eu știu câtă bătaie, cât scandal și câtă panoramă am mâncat în casa mea din partea soțului. De aceea, recomandarea pe care ne-o face biserica și pe care și noi trebuie să o facem de fiecare dată, viitorilor părinți, tinerilor mame, este de a încerca să-și organizeze în așa fel viața, încât să trăiască într-un univers al armoniei, în liniște, în pace, în înțelegere între ei, dar în mod deosebit, într-o viață duhovnicească înaltă și în rugăciune. Am să menționez mai spre sfârșit în întâlnirii noastre faptul că, în mod surprinzător, cercetările, inclusiv psihologice recente, arată importanța rugăciunii în viața omului. Acum vreo 2 luni de zile mă uitam prin niște publicații de peste ocean și se constata că acolo doar una din 10 căsnicii rămâne până la moarte. Una din 10. Rata divorțului este de 92,8%, dacă numai una rămâne. Dar foarte interesant, au constatat că într-o comunitate creștină, în care soții se roagă măcar de 3 ori pe săptămână câte 10 minute și era o comunitate baptistă, era o comunitate ortodoxă, oricum nu sunt atâți ortodoxi pe acolo ca să intre în cercetări. Dar au constatat că în acele familii în care soții se roagă măcar de 3 ori pe săptămână câte 10 minute, am putea spune noi, poate rugăciune începând preparele de umilință, un canon de pocăință poate, s-a constatat că rata divorțului scade sub 3%, deci cu aproape 90%, iar în același timp, dacă în spațiul american rata depresiei este de 36,8%, în familiile în care cei doi soți se roagă măcar de 2 ori pe săptămână, câte un sfert de oră, rata depresiei scade sub 2%. Deci am putea spune, iată câteva din minunile pe care experiența rugăciunii în comun le săvârșește sau le înfăptuiește în viața unei persoane. Foarte interesant că cercetările sociologice, psihologice și medicale de ultimă oră recomandă, total contrar practicii din spațiul românesc, nașterea naturală și o perioadă cât mai îndelungată de alăptare. Mi-aduc aminte că Sfântul Paisia Ghioritu, poate cel mai mare sfânt al secolului trecut, să ne gândim spre canonizat anul trecut, cam pe vremea asta, pe 13 ianuarie 2015, de către Patriarhie Ecumenică, să ne gândim pentru comparație la viața lui, spre exemplu, la faptul că Sfântul Paisie dormea cam jumătate de oră pe noapte și se ruga cel puțin 13 ore și jumătate, că a săvârșit peste 5.000 de minuni sau fapte miraculoase, vindecări din cancer, sau au fost scăpați oameni din circunstanțe foarte grele ale vieții, că deși avea un cancer de colon, în fiecare zi primea în Sfântul Munte la Chilia sau la Coliba sa peste 400 de pelerini,
și că rugăciunea lui Iisus, dacă pelerinul rus a intrat în istoria spiritualității noastre prin faptul că rostea de 12.000 de ori rugăciunea lui Iisus, Sfântul Paisie Aghioritul o rostea zilnic de 23.100 de ori. Deci aproape dublu, am putea spune. După părerea mea umilă, este poate cel mai important sfânt al secolului trecut din Sfântul Munte Atos. Mi-aduc aminte că odată la Părintele Paisie a mers o femeie, o mamă care, scuze, și l-a întrebat, Părinte Paisie, cam cât ar trebui să alăptez copilul acesta? Și Părintele Paisie s-a uitat puțin la ea și a zis, în 3-4 ani, la care femeia răspunde, Părinte, dar în vremurile de astăzi lucrăm, avem activități, nu mai putem să alăptăm un copil 3 sau 4 ani. Și atunci mai îngăduitor, părintele se uită din nou la ea și zice, hai măcar 2 ani. Deci, știința contemporană, vedem și mari duhovnici, recomandă toate aceste lucruri pentru binele atât fizic, dar și duhovnicesc al familiei. În ziua de astăzi, referitor la familia creștină, se pune o discuție foarte interesantă. Dacă femeile trebuie să fie persoane de carieră sau, dimpotrivă, să fie mame. Am văzut chiar o carte în spațiul occidental intitulată foarte frumos, Femeie de succes sau mamă? Cu această emancipare la care asistăm în ultimele decenii sau decade, la liberalizarea sexuală despre care se vorbește tot mai mult în lumea întreagă. Citeam foarte recent o statistică foarte interesantă referitoare la lucrul cel mai important din viață pentru om. Făcută în 132 de state. Și a fost întrebați întâi bărbații care este cel mai important lucru pentru ei în viață. Care credeți că a fost răspunsul? Sex. Nu. Profesia. Profesia pentru că bărbatul se realizează prin muncă sau prin profesie. Au fost întrebate apoi femeile, care este cel mai important lucru în viață pentru ele. Și 86% dintre ele au răspuns că familia și doar 12% dintre ele au răspuns că vocația, cariera sau profesia. Și această cercetare a fost apoi continuată în spațiul australian pe segmentul de vârstă 31-39 de ani la femei. Și au fost întrebate cele care au participat la această cercetare care este lucrul cel mai important în viață pentru ele. Doar 1% dintre femei au mai răspuns că este cariera sau profesia și 99% au răspuns că familia. Pentru că, într-adevăr, vocația esențială a familiei este vocația de mamă. S-a constatat că dacă bărbatul se simte împlinit prin muncă, din punct de vedere afectiv, femeia se simte cu adevărat realizată, nu în lumea rece a laboratoarelor sau a sălilor de curs, ci în mediul cald al familiei, ca soție, dar în mod deosebit ca mamă. Mi-aduc aminte că odată eram într-o familie în Piatra Neamț cu distinsa doamnă academician Bușulenga. Zoe Dumitrescu Bușulenga, doamna Zoze, cum îi spuneam noi. Și discutând una alta cu doamna academician, la un moment dat mi-a făcut așa o confesiune și îmi spune, Părinte, simt că am trăit degeaba. Zic, doamna academician, cum să spuneți dumneavoastră că ați trăit degeaba? Ce, Părinte, simt că am trăit degeaba, n-am făcut ceea ce aș fi putut adevărat. Zic, doamna profesoară, am fost olimpic național la România. Eu vă știu numeroase cărți despre Eminescu. După părerea mea, după percesiciul dumneavoastră, sunteți cel mai mare eminescolog în viață. Trăia atunci. Și mi-a răspuns din nou, Părinte, așa este, am scris numeroase cărți, am fost membru în 2 academii străine, dar simt că am trăit degeaba pentru că nu am avut copii prin care să mă împlinesc. Ceea ce demonstrează că la modul sublim femeia se simte cu adevărat împlinită, cum spuneam, prin familie, ca soție, dar mai ales atunci când își împlinește vocația sa esențială, care este aceea de mamă. Când începe educația? Începe, cum spuneam, de la prima întâlnire a celor doi prieteni, care vor deveni mai târziu, probabil, doi soți. O cercetare foarte interesantă, pe care cred că ar trebui să o luăm cu toții în seamă, demonstrează faptul că până la vârsta de 3 ani,
copilul dobândește cam 65% din vocabularul sau din limbajul pe care îl va folosi sau nu mai târziu, că până la vârsta de 5 ani, copilul dobândește cam 80% din trăsăturile de temperament, iar până la vârsta de 7 ani, de aceea poate și spune unul cei 7 ani de acasă, până la vârsta de 7 ani, copiii dobândesc cam 90% din caracterul lor. Educația târzie sau după aceea nu face altceva decât să șlefuiască, să nuanceze, să scoată în evidență anumite caracteristici, dar în mod indubitabil, până la 3 ani, deja 65% din vocabular este format, până la 5 ani, cum spuneam, 80% din temperament și până la vârsta de 7 ani, 90% din caracter. De aceea, perioada cea mai importantă din formarea unui copil este această perioadă, am putea spune noi, preșcolară. Până când merge la școală, perioada pe care o petrece în familie, dar în același timp pe care o petrece în grădiniță sau în instituțiile primare de educație. Unul dintre cei mai mari psihologi contemporani din spațiul american, pe numele său Martin Seligman, care este considerat părintele psihologiei pozitive, spre exemplu, până în anul 1990, psihologii tratau oamenii defecți. Vorbeau despre anxietate, despre depresie, despre fobie, despre temeri, despre complexe. Dar din 1990, prin acest mare psiholog Martin Seligman, care a fost și președintele Asociației Psihiatrilor Americani, psihologia a căpătat o dimensiune pozitivă. A arătat că poate să vorbească și despre stările luminoase ale omului, despre bucurie, despre fericire, despre motivație, despre vocație, despre împlinire, nu doar să repare niște oameni defecți care au diferite tare ereditare sau boli. Și acest autor, foarte important, vorbește în lucrările sale despre așa numitul stil explicativ al omului. Stilul explicativ al omului. Ce se înțelege prin stil explicativ? Se înțelege modul în care omul reacționează în fața diferitelor întâmplări pozitive sau negative din viața sa. Și consideră că stilul explicativ al omului poate fi unul optimist sau pozitiv, sau stilul explicativ negativist sau pesimist. O persoană, spre exemplu, cu un stil explicativ robust sau optimist, trece mai ușor peste toate încercările vieții, ceea ce se numește reziliența. Dimpotrivă, o persoană cu un stil explicativ pesimist cade răpus de la prima adiere de vânt, nici măcar nu are nevoie de încercări sau de greutăți prea mari. Psihologii au încercat apoi să identifice care sunt componentele sau din ce este constituit acest stil explicativ al omului și momentul în care se formează și se definitivează. Și după cercetări laborioase de câteva decade desfășurate în spații speciale, s-a constatat că în componența acestui stil explicativ intră trei elemente fundamentale. Și asta cred că este important, pe de-o parte, pentru copiii noștri, cei care avem copii la vârsta educației, dar pe de-altă parte, în lucrarea noastră pastorală, atunci când intrăm în contact cu persoane de vârsta respectivă sau cu părinții acestora. Care sunt cele trei elemente, componente ale stilului explicativ? În primul rând, ceea ce se numește starea tonică, psihică, dominantă a mamei. Cam 60%. Cam 60% din caracterul copilului sau din stilul lui explicativ este dat de această tonică dominantă a mamei. Dacă mama a fost o persoană credincioasă, spirituală, duhovnicească, optimistă, sau, dimpotrivă, o persoană fără preocupări de spiritualitate, o persoană permanent îngândurată, o persoană permanent negativistă, aceasta atârnă în proporție de 60%. O proporție foarte mare. Au încercat să mai vadă alte elemente. Un al doilea element îl constituie așa numitul stil critic manifestat la adresa copilului. Adică modul în care copilul a fost educat sau corectat. De către părinți, de către educatori, de către învățători, de către profesori, de către preoți sau duhovni, de către bunici și așa mai departe. Pentru că una este să-l jignești pe un copil de 3 ani sau de 4 ani și să-l agresezi sau să-l bați,
Și alta este să-l așezi lângă tine pe brațe sau pe picioare, să deschizi o carte și să-i spui, uite, dragul tată, așa arată lucrul de care m-ai întrebat, că nici eu n-am știut că am fost la vârsta ta. E, acest spirit critic manifestat la adresa copilului constituie cam 30% din stilul explicativ și, în fine, deși mă așteptam să fie taman invers, în relația aceasta, doar 10, maxim 15% din stilul explicativ al unei persoane îl constituie experiențele traumatice prin care a trecut copilul respectiv până la vârsta adolescenței. Deci faptul că avea un tată alcoolic care își bătea soția și copiii și îi scotea în fața ușii în zăpadă, aceasta contează doar 15% maxim. Restul, cum spuneam, de 60% și componenta cea mai importantă o constituie starea sufletească a mamei. De aceea, totdeauna, atât la soțiile noastre, cât și la inoriașile noastre, trebuie să le recomandăm totdeauna să aibă o credință și un optimism creștin, pentru că aceasta se transmite în mod deosebit copiilor. Foarte interesant citeam modul în care atitudinea părinților are efect asupra copiilor. Și surprinzător s-a constatat, spre exemplu, că starea sufletească a mamei nu prea influențează copiii, ci invers. O mamă se supere foarte mult atunci când vede necazul la copiii săi. De altfel, eu cred că fiecare dintre noi ne-am dat seama de acest lucru. Că noi, părinții, nu mai trăim nici pentru noi, nici pentru noi, ci trăim pentru și prin copiii noștri. Chiar din clipa în care se nasc, noi deja devenim secundari în ecuația aceasta a vieții. Mi-am dat seama și cred că fiecare dintre noi ne-am dat seama că nu există o bucurie mai mare pentru o inimă de mamă sau pentru un suflet de tată decât bucuria, sănătatea, reușita, împlinirea, succesul copilului, după cum parcă nimic nu lovește mai tare sufletul părinților decât boala, suferința, eșecul, deziluția unui copil, încât mulți dintre noi suntem capabili să ne dăm noi viață, să ne dăm noi un organ, numai ca fiul sau fiica să fie reușită, să fie împăcată, să fie fericită. Cercetările mai noi, pentru că vă spuneam că aș vrea să duc în direcția aceasta, discuția noastră, sfaturile pastorale le știți mai bine decât mine, arată care este și cea mai mare teamă în lumea contemporană. Citeam în urmă cu vreo câțiva ani un manual de psihiatrie american celebru, DSM-ul, sau manualul de diagnoză și tratament al psihiatrilor americani, și s-a constatat că până în anul 2014, cea mai mare teamă a omului din lume în general, care credeți că era? Nu era nici teama de moarte, nici teama de boală sau de cancer, nici teama de diavol. Era așa numită teama de a vorbi în public. Probabil datorită și noi când vorbim conferențiare avem foarte multe emoții. Dar le simțiți și dumneavoastră în expunerile noastre. Poate că e și frumos să avem ceva emoții, că altfel ar fi prea mecanic totul. Dar s-a constatat că cea mai mare teamă a omului până în 2014 era teama de a vorbi în public. Probabil datorită unor sisteme de educație greșite care nu ne sunt străine nici nouă. Când era scos elev în fața clasei, Gigel spune lecția sau poezia. Gigel se bloca după două strofe, marș la loc în patru cât timp. Probabil că în această cauză, dar foarte interesant, foarte interesant. Ultima ediție a acestui manual de diagnoză și tratament arată că cea mai mare teamă a omului zilelor noastre, a omului de astăzi, este așa numită anxietate socială. Sau teama de semeni, teama de aproape. De multe ori mă gândeam cu durere la acest adevăr, și mă gândeam, să aibă oare dreptate scriitorul Jean-Paul Sartre care spunea că infernul sau iadul este ceilalți? Sau să aibă dreptate marele duhovnic Părinte de Cleopa, care a întrebat atunci, cum știm cu toții, de niște tineri entuziaști, părinte, când va fi sfârșitul lumii? A răspuns, atunci când nu va mai exista cărare de la om la om, când nu va mai exista dragoste între oameni. Ori noi, ca preoți și Biserica Ortodoxă, în mod deosebit, prin spiritul de comuniune, pe care îl întreține prin slujbele, prin viața, prin morala, prin învățătura sa, încearcă să lupte împotriva acestei mari teme. Dar constatăm cu toții că sub influența tehnicii, astăzi și familia,
dar și persoanele individuale, și părinții, și copiii, trăiesc un sentiment de alienare, nu? De însingurare. Eu am observat de multe ori că omul contemporan se ascunde în spatele geamurilor fumurii de termopan, care se izoleze totul, în dosul ușilor metalice pentru siguranță, stă cu telecomanda în mână, cu 100 de programe de televiziune în față și totuși este trist și singur. Tocmai din această lipsă de comunicare, comunicăm tehnologii sau tehnic foarte bine, dar nu mai suntem în comuniune ca altă dată. Întrebați de curiozitate copiii de clasa 1-a sau 4-a, dacă vreți, care dintre ei mai știu ce înseamnă rațele și vânătorii? Care mai știu ce înseamnă miuța sau lapte gros? Cred că sunt foarte puțini acei copii, pentru că ei știu să butoneze la calculator. Sunt foarte performanți în ceea ce înseamnă tehnologia, dar vorbesc tot mai puțin între ei și tot mai puțin cu părinților. Ca să mai desting puțin atmosfera, în perioada Crăciunului, în campusul studențesc Tudor Vladimirescu din Iași, pe ușa unui bar studențesc era un anunț foarte interesant, care a stârnit amuzamentul multora. Scria frumos: astăzi nu avem wireless, nu avem Wi-Fi, și dedesubt scria: vorbiți între voi. Eu am participat odată invitat, fiind de o distinsă doamnă profesoară universitară din Iași, la un restaurant în Copou, la Castel, și am stat la o masă astăvară și am văzut că la o masă apropiată s-au așezat doi părinți și doi copii. În afară de faptul că s-au certat preț de câteva minute când au comandat meniu, era un băiat și o fată, fata a spus: mamă, ce-ai comandat, mă, tare, e bun și pentru mine. Băiatul: nu, eu nu vreau asta, mie nu-mi place carnea respectivă. În afară de faptul, dragilor, că s-au certat câteva minute când au ordonat, cum se spune, sau au comandat meniu, au stat, noi am stat o oră și jumătate, au mai rămas, nici soții sau părinții între ei, nici părinții și copiii nu au schimbat un cuvânt. Un copil avea tabletă, fata avea un telefon și părinții s-au mai uitat din când în când, așa, ca printr-o vitrină, unul altul și fiecare trimitea mesaje și dădea telefonul. În contextul acesta, alienării la care participăm, s-a constatat, spre exemplu, sperăm să nu se ajungă și la noi la aceeași situație, faptul că un tată american, dar și noi suntem mari consumatori de televiziune, un tată american, spre exemplu, stă 38 de ore pe săptămână la televizor, dar cu soția sa vorbește, cât credeți? Bine ar fi. 23 de minute, iar cu copilul său 3,5 minute pe săptămână. 38 de ore, 23 de minute, 3,5 minute. Un psiholog american avea dreptate să spună că trăim împreună, dar alături. Spunea că de multe ori soții, când intră într-o relație sau interrelaționează, când vorbesc între ei, o fac pe chestii administrative. Ai văzut factura la gaz? Eu nu ți-am spus cum a venit aia la lumină. Pe telefon mi-a trimis mesaj de la bancă faptul că mi-a trecut deja în biroul creditorilor. Când vorbește cu soția, de parcă n-ar avea nimic altceva de discutat pentru familia lor, iar ce este și mai dramatic, atunci când intră în relație cu copilul lor, o face, în general tatăl, o face pentru a-l admonesta sau pentru a corija, a corecta un anumit comportament. Mă, băiete, dacă te-ai trezit, deschide geamul, vezi cum era să în camera asta. Fă-ți patul, pune-ți farfuriile în chiuvetă, deschide caietul, fă-ți temele, eu nu sunt slugă în casa asta. Deci la aceasta se restrânge în mod dramatic de multe ori relația pe care părinții o au cu copiii. În legătură cu televiziunea mă gândeam să discutăm foarte, foarte puțin despre influența nocivă a televizorului, dar mai ales a calculatorului asupra copiilor. Cercetările foarte recente și aprofundate arată că aceștia, copiii, trebuie cât mai mult feriți de riscul pe care îl reprezintă tehnologia. Nu v-ați întrebat niciodată de ce Steve Jobs, marele Steve Jobs sau Bill Gates, care sunt creatori de programe și de calculator, nu își lasă copiilor să stea decât maxim o oră pe săptămână la calculator.
ca să vedeți efectul pe care îl are calculatorul asupra copilului, ca să nu zic eu prea multe lucruri, am să vă fac o concluzie. Și concluzia stă într-un eveniment care s-a petrecut în urmă cu mai bine de 10 ani, în statul american Kentucky, în care un copil de 14 ani, care niciodată nu luase o armă adevărată în mână, era dependent de jocurile agresive pe calculator. Într-o zi, știți cum au americanii, cutia cu pistol, acum vedem la televizor că în Texas sau voie să umble cu armele la vedere și că sunt mai multe arme în Texas decât oameni. Probabil că sunt ca și cowboy, cu câte două pistoale. Dar mă rog, și-a lăsat tatăl cutia nesupravegheată cu cheia de la pistol, copilul a scos pistolul, de 14 ani copilul, deci, a scos pistolul din cutie, s-a dus în sala de clasă și cu 8 focuri țintite a tras în inimă sau în cap la 8 colegi. A venit FBI-ul și a făcut ancheta. Și au constatat că trăgătorii de elită sau pușcașii marini americani, care sunt trăgători de elită a FBI-ului, rata să nimerească din 8 luanțe, foc cu foc, în cap sau în inimă, este de maxim 20%. Dar acest copil, dependent de jocurile de calculator, ajunsese, din nefericire, să spunem așa, performanță negativă. Deci asta ca să ne dăm seama ce înseamnă influența nocivă a calculatorului. Eu n-aș vrea să par un extremist, dar să știți că am citit multe sau numeroase lucrări de psihologie ale unor mari personalități mondiale care recomandă ca un copil până la clasa a patra să nu stea mai mult de 10 minute pe zi la calculator, între a patra și a opta să stea maxim jumătate de oră, iar la întrebarea care este vârsta cea mai potrivită ca un copil să descopere computerul, răspunsul unora a fost vârsta de 16 sau 17 ani, când dau deja discernământ. Ori noi observăm cam inversul, că stau câte 16 ori la calculator, sau 6, sau 5, nu mai citesc, nu mai fac alte activități. Să spunem că a crescut copilul și acum vrem să-l ajutăm să-și găsească o profesie, să-și împlinească vocația în viață. Pentru că asta se referă oarecum și la noi, cei care suntem preoți, pentru că avem o vocație specială. Preoția nu este o meserie, nu este o profesie, este o chemare sau o vocație. Și dintre toate definițiile care s-au dat vocație, poate cea mai frumoasă este aceea că vocația este locul în care se întâlnește dragostea noastră cea mai mare cu setea sau foamea cea mai mare a omenirii. Când avem vocație pentru un lucru, ne simțim făcut special pentru lucrul respectiv. Avem impresia că nimic altceva nu ne-ar putea împlini în viață. Că activitatea respectivă, profesia respectivă, chemarea respectivă este făcută doar pentru noi și puțin ca noi care știm să ne îndeplinim exemplar. Este o poveste foarte frumoasă, ca să ne dăm seama cum putem vorbi despre vocații. Se spune că Michelangelo mergea prin piața Sfântului Petru din Roma și la un moment dat a întâlnit un om foarte supărat care cu un târnăcop spărgea cuburi de piatră. Banc, banc. Și l-a întrebat, ce face aici, măi, atâta zgomot? Și îmi spune, ce să fac? Sparg piatra ca un prost, ca și ceva, nu știu să fac. Bine, măi. A mai mers vreo câteva sute de metri și a văzut un alt lucrător, mai sprinten, mai vesel, pac, 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 spărgea piatra. Și mă, dar tu ce faci aici? Păi nu vezi ce? Trebuie să-mi câștig bani, am o familie numeroasă acasă, îmi trebuie și mie o pâine, sparg piatra să le duc mâncare acasă. Și mai merge vreo câteva zeci de metri și chiar unul fericit, vesel, spărgea piatra, o așeza frumos și întreabă, mă, dar tu nu tot piatra spargi? Păi tot piatra sparg. Dar cum de ești așa de vesel sau de fericit? Ce din piatra pe care o sparg eu, se va construi o catedrală măreață în care milioane și milioane de oameni vor aduce slavă lui Dumnezeu. Și de la aceste trei comportamente se vorbește despre trei modalități diferite de abordare a unei profesii. O putem aborda ca un simplu job sau ca o slujbă, nu ne regăsim în ea, nu ne împlinește cu nimic și trăsătura specifică a slujbei este că
luând banii de aici, din slujba respectivă, ne putem îndeplini bucurile sau plăcerile noastre într-un loc total diferit de slujbă. Și a de-a doua abordare este abordarea ca o profesie. Și aceasta este mai motivată, că mai câștigăm un ban, mai promovăm social, dar adevărata și deplină abordare a unei profesii o constituie vocație. Simțim că ni se potrivește de plin. Simțim că suntem făcuți special pentru lucrul respectiv, așa cum este vocația noastră în mod deosebită preoția. Foarte interesant am găsit un pasaj dintr-o lucrare în legătură cu lipsa aceasta de timp a părinților față de copii, în care se spunea că cea mai importantă nevoie a unui om, cu atât mai mult a unui copil, este nevoia de iubire. Nu? Nu simțim asta? Că nu putem trăi fără iubire. Nu putem trăi fără să iubim persoanele dragi și fără să știm că suntem iubiți de către cei pe care îi iubim sau îi prețuim. Dar un autor spunea foarte frumos că pentru copil, cuvântul iubire, această nevoie fundamentală a sufletului copilului, nu se silabisește sau nu se pronunță pe litere I-U-B-I-R-E, ci se pronunță T-I-M-P. Timp. Timp de calitate, timp petrecut cu copilul, timp petrecut în mod eficient cu familia. Aș mai aduce în legătură cu educația, discuția într-o direcție, și anume aș menționa faptul că până acum vreo 20 de ani se vorbea despre două forme de educație. Educația reactivă, iar în ultimea se vorbește tot mai mult despre educația proactivă. Educația reactivă însemna ca profesorii sau părinții să reacționeze la un comportament al copilului sau al elevului. Făcea tema, îi dădea o notă mare, îl apreciai. Nu făcea tema, îl mustrai sau părinții acasă îl băteau. Ultimele statistici sau ultimele cercetări de natură psihologică vorbesc despre așa numită putere de apreciere sau puterea aprecierii, educația proactivă bazată pe încurajarea copiilor care are un randament extraordinar în formarea acestora. Și am să vă explic experimentul care s-a făcut, pentru că mai degrabă reținem câte ceva din povestioare decât din expune. O mare specialistă pe numele Carol Dweck, care este cel mai bun specialist din lume pe problema motivației de la Stanford University din America, a făcut următorul test. A luat 60 de copii de clasa 5-a și a împărțit în 3 eșantioane de câte 20 de copii. Timp de o săptămână le-a dat la toți acești copii aceeași problemă de matematică, dar primul grup de 20 de copii l-a lăudat sau l-a apreciat. Foarte bine, ați lucrat foarte frumos, metoda folosită este bună. Al doilea grup de copii a fost criticat permanent. Habar n-aveți, nu vă pricepeți, nu știți cu ce se mănâncă, nu o să faceți niciodată performanță. Și al treilea grup a fost pur și simplu ignorat. Nici apreciat, nici criticat. După o săptămână au constatat niște lucruri surprinzătoare care ar putea să ne influențeze și pe noi. Și anume faptul că acei copii, grupul, eșantionul care a fost apreciat sau încurajat, și-a sporit performanța cu 41%. Cei care au fost criticați, mai de teamă, mai în silă, și-au îmbunătățit rezultatele cu 20%. Iar cei care au fost pur și simplu ignorați, le-au scăzut capacitatea sau performanțele cu 30%. Deci diferența dintre primii cu 41% și cei din urmă cu minus 30% a fost de 71%. Autoarea a continuat cercetarea și s-a numit studiul Puterea a 7 cuvinte. Să vadă câtă putere pot avea 7 cuvinte în lucrarea de educare a copiilor. Și într-o primă zi, acum am împărțit doar în două grupuri de copii. Într-o primă zi, le-a dat la întâlnire la toți copiii o problemă de matematică de nivel dificil, pe care au făcut-o 86% dintre copii. Dar foarte interesant, primul grup de copii
a fost lăudat pentru calitățile sale native. Sunteți niște genii. Sunteți extraordinari. Voi aveți mintea făcută pentru matematică. O să ajungeți în cartea recordului. Iar la cel de-al doilea grup au fost lăudate eforturile sau strategiile. Nu calitățile native sau abilitățile personale. Vedeți dacă ați mai lucrat în covoră tipul ăsta de exercițiu? Vedeți dacă v-ați însușit metoda sau strategia sau formula respectivă? În a doua zi au continuat cercetarea, au dat o problemă pe care nimeni n-a făcut-o. Nici dintr-un grup, nici din celălalt. Dar foarte interesant observațiile pe care le-au făcut psihologii. Cei din primul grup, văzând că este problema prea dificilă, au evitat-o, ca nu cumva să se facă de rușine, că nu sunt chiar genii, nu sunt chiar așa de special cum credeau, în timp ce copiii sau elevii din al doilea grup, chiar dacă n-au făcut-o niciunul, mulți dintre ei trecuseră de jumătatea rezolvării. Au încercat formule, au încercat strategii, au încercat tot felul de soluții, chiar dacă nu l-a făcut niciunul. Au încheiat cercetarea în a treia zi, când le-au dat o problemă cam de gradul problemei din prima zi. Constatarea făcută. Cei care au fost încurajați sau lăudați pentru calitățile native, pentru genialitatea lor, doar 30% dintre ei au mai făcut problema, în timp ce al doilea grup sau al doilea lot, al doilea eșantion, l-au făcut 92%. Testul s-a numit puterea a 7 cuvinte. Și s-a demonstrat sau a demonstrat acest test cât de important este pentru un copil aprecierea, ca să nu-i spunem chiar lauda, nu? Aprecierea unor calități sau mai ales aprecierea eforturilor pe care copilul îl face. Marele președinte al Americii, Iluminatul Lincoln, spunea foarte frumos că întreaga creație este sensibilă la un cuvânt de apreciere. Nu? Grecii au un proverb foarte frumos. Ce cuvintele tale înțin loc de pâine. Și aș Dickens la fel de frumos spunea, un compliment din partea ta, să știi că mă hrănește 3 sau 4 luni. Cu atât mai mult când este vorba despre copii care au atâta nevoie. Doar două lucruri aș vrea să mai ating, două lucruri aș spune o spinoasă. Familia și educația copiilor preotului. Pentru că este un lucru care ne vizează pe fiecare dintre noi. Avem familie, avem copii. Și mă gândesc, spunând acest lucru, la o carte pe care am văzut-o, Cum să crești copii buni într-o lume negativă. Poate ați observat că societatea în care trăim are o influență nefastă asupra copiilor noștri. Și am observat că de multe ori copiii de preot trăiesc oarecum o duplicitate. Acasă, până la o anumită vârstă, până la vârsta adolescenței. Acasă sunt apropiați de mamă, sunt apropiați de tată, să rămână mamă, să rămână tată, stă la programul de rugăciune, chiar al familiei, dar în momentul în care ies din familie sau din societate, deja intră în atmosfera sau în stilul de comportament al comunității gașca sau al prietenilor între care trăiesc. Ceea ce mi s-a părut mie dureros este faptul, din ceea ce am observat și eu, că atunci când copiii de preot ajung la un moment dat în viață să opteze, nu? Pentru că odată și odată în viață trebuie să alegem între unele și altele. Și noi ca părinți și ca și copii. Am dat seama că de cele mai multe ori copiii aleg să urmeze anturajul, să urmeze gașca din care fac parte și să se îndepărteze de părinții sau de mediul în care s-au născut și de mediul în care au trăit, au fost educați. Poate aici și noi ca părinți, dar și biserica, în mod deosebit, ar trebui să insiste mai mult asupra acestui segment al pastorației adolescenților. Cred că este o categorie care trebuie recuperată. Vorbeam înainte cu părintele consilier și spunea foarte bine că bisericile noastre sunt de gene, în general, pline cu bătrâni sau cu oameni în vârstă. 60-70 de ani. Spunea părintele consilier cu bună dreptate că, într-adevăr, vârsta sau segmentul 40-60 ne privesc oarecum cu îngăduință pentru că au nevoie de noi să le facem un parastas, o mormântare la mamă, la tată, însă cred că un segment care trebuie recuperat, biserica socotesc că trebuie să aibă niște programe speciale, este cel al adolescenților. Pentru că adolescenții de multe nu se regăsesc în biserică. Și poate și noi trebuie să avem un pic de înțelegere față de ei.
Pe semnul tipic al adolescenței, al trecerii de la pubertate la adolescență, îl constituie, așa cum arată știința contemporană, criza de autoritate. Nu mai suportă niciun fel de autoritate. Nici părinții nu mai sunt buni, nici profesorii nu mai sunt buni. Copiii care anterior stăteau duminică de duminică la biserică, nu mai calcă de multe ori nici la marile sărbători creștine, pierde experiența spovedanii, pierde multe ori experiența împărtășanii. Ori cred eu că aici trebuie să lucrăm foarte mult asupra recuperării acestui segment al copiilor și al adolescenților. Și ca să închei de adevărat, la să vă arăt cât de actuală este învățătura Sfinților Părinți și în mod deosebit a Sfântului Angură de Aur, tot ceea ce v-am spus, am avut o altă conferință la un congres la București, în care am arătat că tot ceea ce v-am spus și dumneavoastră, toate aceste date științifice, pentru că sunt luate din tratate de pedagogie, din lucrări de psihologie, toate aceste date sunt confirmate în învățătura Sfântului Angură de Aur, în mod deosebit în tratatul său despre slaba deșartă sau despre educația copiilor, în care ne aducem aminte cât de frumos vorbea Sfântul Ioan Gură de Aur, în primul rând despre familie, spunând că este un leagăn al civilizației. Să ne gândim că Sfântul Ioan Gură de Aur în secolul al IV-lea, în plină epocă sclavagistă, vorbea despre așa numita isotimie, adică egalitatea dintre soț și soție, în ceea ce înseamnă cinste sau demnitate. Poate nu știm toți un lucru foarte interesant, că în 1555, Biserica Romano-Catolică, deci la jumătatea secolului XVI-lea, Biserica Romano-Catolică convocase marii teologi ai vremurilor din Occident să dea răspuns la o întrebare. O întrebare care îi frământa foarte tare. Femeia are suflet sau nu are suflet? Pentru că sub influența filozofiei lui Aristotel, Aristotel cu toată filozofia lui, nu s-a ridicat la o învățătură prea înaltă, odată ce considera că femeia este un animal. Aristotel considera că femeia este un animal. Teologia romano-catolică, întoprindu-și filozofia lui Aristotel, ajunsese, iată, în plin ev mediu, să se întrebe dacă femeia are sau nu are suflet. Ori Sfântul Grigore Palama, care a trăit cam cu vreo 200 de ani mai înainte, a murit la 1359, spunea un lucru foarte interesant. Nu doar că bărbatul și femeia au suflet bineînțeles și sunt legate, ci spunea că și mineralul, și planta, și un animal, dacă îl miști într-o parte sau îl alungi, reacționează într-un fel, pentru că are un suflet animal, sau mineral, sau vegetal. Dar numai omul, spunea el, are suflet rațional. Deci, în timp ce frații romano-catolici erau preocupați să dea răspuns la astfel de întrebări, în secolul al IV-lea, Sfântul Ioan Gură de Aur, în această învățătură despre isotimie, spunea foarte explicit că familia este organizată ca o armată. Armata, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, este condusă de un general. Și acela, în familie, este bărbatul. Punct. Dar adăuga apoi Sfântul Ioan Gură de Aur că femeia sau soția ocupă locul al doilea în familie, dar spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, locul acesta este egal în cinste sau în demnitate cu locul cel din tâi. Iată cât de actuală și de novatoare, în plină epocă sclavagistă, a fost învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur. Nu mai repet, cred că fiecare dintre dumneavoastră știți frumoasa comparație pe care o făcea Părintele Antiohian, referitoare la educația copilului pe care l-asemăna cu o cetate, în care simțurile reprezintă porțile cetății, însă foarte interesant compara educația din partea părinților cu opere de șlefuire a unui juvaier de mare preț, sau spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, cu pictarea sau cu sculptarea unei opere de arte. Și spunea Sfântul Ioan Gură de Aur că părinții care reușesc să facă din copiii lor adevărate opere de viață duhovnicească, se ridică la demnitatea împăraților. Am să închei cu un text foarte important al Sfântului Ioan Gură de Aur, pe care m-aș bucura dacă ați rămâne măcar cu textul ăsta în minte și în suflet, pentru că este foarte important pentru noi toți. Și anume, se referă la valoarea soteriologică sau mântuitoare a educației. Sfântul Ioan Gură de Aur considera că noi, părinții, ne putem mântui prin educația pe care o oferim copiilor noștri. Și spunea Sfântul Ioan, ai păcate mari și grele,
Așa întreba Sfântul Părinte. Ai păcate mari și grele? Și apoi adăuga. Ți-a rânduit și ție Dumnezeu o cale de mântuire. Crește un atlet al lui Hristos. Deci prin educația pe care o oferim copiilor, prin dragostea pe care o investim în ei, prin învățământul religios pe care îl desfășurăm la nivel general, eu am această convingere că putem lucra cu adevărat la temelia acestui neam, la rădăcina acestui popor, iar pentru cei care sunt îngrijorați în legătură cu viitorul orei de religie sau cu ceea ce se va întâmpla în școala românească, eu aș vrea să închei într-un mod foarte optimist. Și să vă spun, părinților dragi, că după părerea mea, eu cred că din cele mai frumoase vremuri. Chiar dacă vorbim despre pedofilie, homosexualitate, zoofilie și așa mai departe. Gândiți-vă că acum 35 de ani sau 40 de ani, aproape că nu ne-am fi putut întâlni să discutăm lucrurile acestea. Eram luat frumos și dus în dubă, dumneavoastră trebuia să spuneți ce a vorbit părintele la prostire, la de peste ocean sau de nu știu unde. Ori acum putem să trăim în libertate. Putem să ne manifestăm așa cum s-o potim noi mai potrivit. Pentru că aminte că prea fericitul părinte Daniel spunea odată că noi românii am sperat, am tânjit 50 de ani după libertate. Comunismul ne-a confiscat libertatea. Dar în momentul în care am primit-o, spunea prefericirea sa, n-aș știu ce să mai facem cu ea. Că nu mai aveam exercițiul libertății. Noi eram învățați, supravegheați, să răspundem la comandă. Și a spus prefericitul că, din nefericire, atunci am transformat libertatea în libertinaj. Pentru că ceea ce vedem în zilele de astăzi, nu cred eu că înseamnă folosirea adevăratei libertăți. Dar concluzia finală pe care vreau să o spun optimistă, este faptul că să nu ne îngrijorăm niciodată asupra viitorului orei de religie, asupra importanței religiei, educației creștine în sufletul copiilor, pentru că pretutindeni în lume s-a demonstrat că există o tendință spre spiritual, o renaștere a vieții duhovnicești, a vieții spirituale. Pentru că vreau să închei cu un cuvânt foarte puternic al aceluiași Sfânt Paisie Aghioritul. Părintele Sfântul Paisie vorbea foarte adesea despre vremurile veacului al VIII-lea, spunea Părintele, sau despre sfârșitul lumii, despre vremurile apocaliptice. Știm cu toții textele clasice ale Sfântului Paisie, care spunea că în vremurile de apoi, călugării vor fi ca mirenii și mirenii ca dracii sau ca satanele. Și tot Sfântul Paisie spunea că mulți dintre sfinții de altă dată ar fi vrut să trăiască astăzi, să lupte împotriva ispitelor sau a pericolelor de astăzi. Dar foarte interesant, Sfântul Paisie spunea în profețiile sale, pentru că sunt profeții până la urmă, că biserica, pe măsură ce va înainta în Apocalipsă sau în Esaton, va fi foarte mult încercată. Biserica, credința, învățătura ortodoxă. Spunea Sfântul Paisie că persecuțiile din perioada primară împotriva bisericii vor fi infinit mai mici decât vremurile de mare dificultate care vor veni asupra bisericii. Dar într-un mod absolut optimist, știți cum termina Sfântul Paisie? Spune așa, că nu trebuie să ne speriem, pentru că zicea Sfântul, viitorul este al bisericii, viitorul, spunea el, este al lui Hristos. Și spunea Sfântul Paisie că guvernanții sau conducătorii care astăzi oarecum marginalizează biserica, vor ajunge dându-și seama de faptul că omul nu poate trăi fără o spiritualitate profundă, vor ajunge să-i persecute pe cei care nu vor posti, pe cei care nu vor avea credință, pe cei care nu se vor ruga. Eu mă rog lui Dumnezeu să vedem această profeție împlinită a Sfântului Paisie, ca într-adevăr lumea aceasta să fie o lume a credinței, să fie o lume a spiritualității profunde, pentru că și eu cred că lumea începe să observe că nu putem trăi doar numai în dimensiunea materială, nu putem trăi doar în dimensiunea pragmatică. Sufletul nu se hrănește, cum spuneam, nici cu termopane, nici cu uși metalice, nici cu canale sau programe de televiziune. Sufletul are nevoie de fapte și de evenimente, de trăiri religioase și spirituale înalte. Vă mulțumesc frumos!